Siguranța ta este prioritară, așa că Dacia Spring are un sistem de apelare gratuită de urgență care funcționează oriunde în Europa și în țările învecinate, precum Turcia. Comanda de apelare este montată în plafonul Daciei Spring. În cazul unui accident, apelul de urgență este efectuat automat, dacă au fost deja activate funcții de protecție precum pretensionatoarele centurilor de securitate sau airbagurile. Tot ce trebuie să faci este să vorbești cu personalul serviciilor de urgență. Poți de asemenea efectua manual un apel dacă, de exemplu, ești martorul unui accident sau observi o persoană care se simte rău. Pentru a face acest lucru, apasă lung butonul să o sătim de cel puțin 3 secunde. Apelul a fost efectuat. Sistemul comunică serviciilor de urgență ora și locația vehiculului tău sau locația accidentului căruia i-ai fost martor. Ideal pentru o intervenție rapidă. Dacă faci o greșeală, poți anula apelul apăsând din nou pe acest buton timp de aproximativ 2 secunde. După ce s-a răspuns apelului, doar centrul de apel poate termina apelul. Martorul luminos pentru modul automat indică starea sistemului, după cum urmează. Martorul luminos are culoarea verde, sistemul funcționează, rețeaua este disponibilă. Martorul luminos este stins, sistemul nu funcționează, rețeaua este indisponibilă. Martorul luminos are culoarea roșie, există o eroare de sistem, contactează un agent al mărcii. Dacă se aprinde intermitent în culoarea verde, apelul de urgență este în desfășurare. Microfonul sistemului de apelare se găsește aici. Difuzorul se află aici, la picioarele tale. Sistemul folosește bateria proprie. Această baterie are o durată de viață de aproximativ 4 ani. Acest martor luminos se aprinde în culoarea roșie pentru a te avertiza că trebuie să schimbi bateria. În acest caz, contactează un agent al mărcii.